Păi și când se termină, până când îți iese fum pe urechi? Când se termină? Nu se termină. Până când obosește copilul. Eu am, exact, eu am exercițiu, dacă vreți, pe această piesă și de-aia îmi doream să merg până la final, că puteam. Victor. Și Victor. Israel s-a ridicat mai târziu, a obosit de câte ori. Sunt convinsă. La ce viteză ai ajuns, Ilinca? Ultima. Ultima. Da, 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 da. Ia mă, căsuță mică, așa, așa, așa. Și vom să ridică, așa, așa, așa. Bea la ușa casei, așa, așa, așa. Și ilustrezi pantofii, așa, așa, așa. E tare că ea nici nu ajuns să zici și ilustrezi pantofii și ea e. Da, da, da. Păi eu pregătesc, că știu ce urmează, cum ar veni. Sunt previzibilă. Da, ești previzibilă. Nu mai oameni previzibili pe aciliști. Da, ce să zic, Raluca. Ruxi, bine te-am regăsit. Mi-a plăcut mult ideea ta. De unde vine? Are legătură cu ce am zis eu? Puțin, da, dar m-am apucat de făcut petreceri pentru copii și am de toate, am clovn, am Elsa, am prințese, am echipă, dar tematica este că doar tații se ocupă de petreceri, mamele au liber și eu mă ocup de tați. Nu, nu e ce vă gândiți, nu, că chiar nu, intru tare în ei. Nu, pentru că tații nu cred că sunt fierți pe iPad-ul ăsta. Și îi chem la întâlnire, să organizăm petrecerea și la întâlnire toți trebuie să stea întins pe jos. Așa, întins pe jos? De 30 de centimetri între ei, că eu umblu pe burtă sau pe spate? Pe spate. Pe spate. Și eu umblu așa. Nu am lenjerie pentru că nu port lenjerie la instrucțiuni, ca așa. Și mă duc și spun, băi, astăzi avem 10 copii maxim, vârste între 35 ani. Ce-i drăguțul meu! Nu poți stai cu fiica ta 3 ore? Oh, dar să o faci ai putut, nu? Și o să vină și niște clovni. Nu poți să-i schimbi scute cu lufitul fără mami. Oh, săracul de tine, ce bărbat. Și o să mergem mai departe. Da, cumva așa merge instrucțiunea, da. Superb! Eu cred că înțeleg ceva, tăticii, și schimbă un pic percepția așa. Da, da, cred că înțeleg, da. După o astfel de înțeleagă vizual. Ruxi, spuneai și tu că această competiție este una dificilă, e una grea, dar că e ca o tortură la un moment dat, sau câteodată. Da, ajunge să fie, pentru că lumea nu vede prin ce trecem noi presiunea la care suntem supuse din cauza hainelor, a gândirilor, a galelor. E greu. Când vrei să iasă bine, când te gândești mult, n-ai timp. N-ai timp de nimic altceva decât de emisiunea asta. Dar îți place? Da, îmi place, că altfel nu cred că mai eram aici. Păi și dacă îți place, n-ar trebui să mai fie tortură? Ba da, și... Da? Da. Nu contează că e tortură. Îți place ca idee, îmi place ce fac. Altfel, v-am spus, dacă nu-mi plăcea, cred că nu mai eram de mult aici, dar faptul că îmi place, duc tortura, adică, na, că niciun lucru, nicio evoluție nu vine fără tortură și, na, cumva o iau așa, că e evoluție. Și asta e mult mai greu decât pare, este uneori o tortură, aș putea să zic. E foarte, foarte greu, mai ales la cum se filmează și ce se întâmplă. Și da, mă mir în continuare cum am rezistat până acum, când toate au... dezertat rând pe rând, eu încă trag. Dar se vede pe mine, uitați ce față am. A fost oribil de greu. Inuman uneori, dar nu. Nu avem de ales decât să tragem, nu? Aveam de ales ori să renunț, ori să merg înainte. Recunosc că au fost zile în care, foarte multe zile în care voiam să renunț. Dar, nu. Am zis că dacă m-am băgat, s-o scol la capăt, nu? Am obișnuit să fiu mai mult în jurul oamenilor. Nu zic că îmi place, nu-mi place, în continuare nu-mi place. Dar m-am obișnuit să fiu mai mult în jurul lor și să mă compor cu oamenii în jur. Nu vrei să ne spui care este percepția despre această emisiune? Dar ce-am zis, e foarte greu. Cine se uită la TV și crede că e floare la ureche, nu e. Este ceva foarte greu și fizic și psihic și din toate punctele de vedere. Ce e cel mai greu, Ruxi? Asta, cu ținutele. Să-ți faci ținutele. Să le facem la timp, dat fiindcă filmăm foarte mult, e foarte greu să avem ținutele la timp, pregătite, organizate, gândite, nu. Ție, asta s-a întâmplat și astăzi? Da, s-a întâmplat. Da, da, sunt făcute de pe o zi pe alta majoritatea, că na, situația e așa, dar nu. Ție-ți este și mai greu decât le e celorlalte fete care lucrează, uite, cu stiliști, de exemplu? Nu știu, n-am zis asta. Eu te întreb ce crezi. Simt eu emisiunea și ce simt eu, că e foarte greu, nu știu cum simt restul. Mie mi-e foarte greu momentan. Bine. Ai zis că în egală măsură te-a și schimbat show-ul nostru. Da, m-a schimbat, nu că m-a obișnuit, m-am mai relaxat în preajma oamenilor, nu zic că îmi place, în continuare îmi displace să fiu în jurul oamenilor atât de mult timp, dar nu la modul că nu-mi place să fiu aici cu voi, ci nu mă simt confortabil când sunt atât de mulți oameni în jurul meu, îmi place mai mult să fiu singură sau cu mai puțini oameni, dar cred că m-a ajutat foarte mult pe partea asta, să fiu mai deschisă, să mă obișnuiesc mai repede cu ideea de oameni în jurul meu. Atât? Și că mi-am demonstrat că pot stilistic să fiu bună și că am talentul ăsta. Știam că l-am, dar nu credeam că e atât de bine în mine. Și acum... Da, interpretabil așa. Și acum ai spus că ești puțin nemulțumită de ținută sau că asta te fierbe când am zis eu că ești... Nu, pentru că aveam mânuși din tul cu unghii roșii foarte mari și n-am reușit să-mi lipesc unghiile niciun fel. Am încercat superglu, am încercat prenadex, am încercat bandă dublu adeziv, am încercat lipici de pantof. Nu s-a lipit de tul nicicum, nu știu, nu înțeleg chimic, nu înțeleg. Trebuie să caut pe Google, că am acasă să înțeleg ce s-a întâmplat, de ce nu se lipește. A, efectiv nu se lipeau, da, și n-ai mai putut să mai iei mănușile respective. Da. Ok. Hai să vedem ce zic fetele. Raluca. Da, te-am văzut cum lipeai în spate. Chiar mă gândeam, am crezut că pentru altă zi lipești unghiile, că nu te-am văzut cu mânușile. Dar să știi că mie îmi place ținuta ta și fără acele mânuși. Cred că se vedeau mai interesant cu acele unghii, parcă le făcusei roșii, nu? Unghiile. Dar, per total, este o ținută bună, sexy, în același timp aș vedea-o pe Ruxi cum chinuie tații copiilor. În sensul bun. Sigur că în sensul bun, da. Verbul a chinui are doar conotații pozitive. Exact. Da. Mulțumesc, Raluca. Viviana. Îmi place foarte mult ținuta lui Ruxi, îmi place accesoriul de pe ochi. Îi dau dreptate Raluca, mi se pare că arată mai mișto ținuta fără mânușile alea. Erau chiar creepy pentru că erau și foarte lungi unghiile. Da, ai fi dus-o cu tot în altă zonă. Așa mi se pare că ești foarte elegantă și sexy și poate puțin creepy că ai chestia aia pe ochi, dar în rest mi se pare o ținută foarte, foarte bună. Mulțumesc, mulțumesc fetelor. Dar ai observat, Viviana, îi place foarte mult, mai mult decât mine ținuta. Opa! Am obosit. Mi-am zis părerea. Adică, Raluca, ajută-mă. Nu că eu am zis normal și... Adică am zis, da, eu sunt o ținută bună și... Viviana, îmi place foarte mult. Nu e despre tine, Raluca, nu e despre tine. Păi nu că n-are, aici chiar nu este despre mine. Nu, așa cum ai pus accentul, îmi place foarte mult. Adică ai fost foarte pentru că îmi place foarte mult ținuta. Nu în sensul rău, așa cum ai spus-o. Ralu a făcut o nouă remarcă, am simțit-o oarecum ca pe o tachinare, de asta am și zis că am obosit. Eu nu sunt genul de persoană care să răspundă tot cu tachinare sau care să arunce imediat o săgeată sau să dea un răspuns de genul ăsta și atunci uneori mă obosesc remarcile Ralucăi, dar m-am obișnuit cu stilul ei. Bine, să vedem ce spun jurații despre ținută, fără mânuși de data asta, Ruxi în fața lor. Mie și pe piesa asta a putut să-mi plece umărul. Așa, eu n-am... Mamă, mania în piesa asta. Mamă, să dai din mania în piesa asta. Căsuță mică. Mică, așa. Dar fumul se ridică. Bă, cum putem toate alea să le dăm o mania. Îmi place chestia asta. Mamă, căsuță mică. Auzi, fete, Ruxi, deci... Eu am o dambla și o pasiune dementă pentru iPeciuri. Îmi place mult cum ai integrat tot iPeciul ăsta în styling. La disperare îmi place. Zona asta așa pe decupajul ăsta. Bă, semen cu cineva și nu știu cu cine, sunt turbată. Nu știu cu cine. Din Kill Bill cu aia, cu Daryl Hannah cu blondă aia splendidă, aia era blondă. Doar ai pe ce amintește de ea. El. Dar nu seamănă cu el. Nu. Ideea e foarte clară. Îți vine foarte bine chestia asta de pirat. Chiar dacă nu are cine știe ce legătură, dar mă duci repede către pirații din Caraibe, pentru că personajul lui Johnny Depp a fost atât de iconic încât orice aș fi văzut și orice aș vedea după, nu știu de ce, eu repede mă duc către el. și fiind pe fizionomia ta, să știi, pe profilul tău acvilin, vine fantastic. Am stat și m-am gândit încă de la început, oare o să propună cineva așa ceva? Și mă gândeam clar că niciuna dintre celelalte fete nu o să fie cele care o să poarte un astfel de... cum ai zis că se numește? Ai patch. Ai patch, da? Și la tine mă gândeam. La tine mă gândeam că ai putea fi singura. Și uite că astăzi ai realizat chestia asta. Mi se pare ținuta foarte mișto, în afara faptului că sunt niște detalii pe la umeri care iese o întăritură a unui umăr mai mult decât cealaltă. Dar altfel îmi plac și materialele propuse, poplinul cu stofa, cu porjartierul, cu părul într-o parte, vine perfect. Mulțumesc. Conștient sau nu, te-ai dus iar într-o zonă Tom Brownie. Ține-te rog geanta în mâna cealaltă ca să vadă și telespectatorii. Da, reproduce foarte mult din estetica lui acest costum cu intenție masculină, care e feminină, care e feminină, care e masculină, care nu mai știm ce este, forma genții, forma botinelor, coafiura și în general austeritatea asta foarte perversă cu care el jonglează foarte bine. Repet, nu știu dacă a fost cu intenție sau nu, nici nu contează. Cert este că e o estetică care îmi place, actuală în același timp și clasică. Decupajul ăla asigură doza de perversitate, ca și ai patch-ul, pentru că de multe ori o să mă întreb ce este mai pervers într-un styling, un ai patch sau un pojartier. Dacă mă întreb pe mine, ideea de ai patch e mult mai sexy și pervers decât ideea de pojartier. Bref, o ținută care îmi place foarte mult. Bravo, ai stil! Mulțumesc! Mulțumesc! Bravo, ai stil! Mulțumesc! Felicitări, Ruxi! Vorbește și cu telespectatorii. Hei, bună, ce faceți? Dacă vreți să vin la petrecere să instruiesc stații ca voi să stați, votați 8 la 1206. Hei! Mulțumesc! Ai schimbat ceva la tine în competiția asta? Dacă ar fi să o iei de la capăt, nu știu, poate ți-ai luat stilist sau ai face anumite chestii diferit cu experiența de acum și dacă ar fi să o iei de la capăt? Cu experiența de acum, dacă ar fi să iau de la capăt emisiunea, nu mi-aș lua clar stilist, nu, pentru că eu de asta sunt aici, să exersez pe mine. Practic eu fac un curs acum la Bravo ai stil!, fac un curs stilistic și după ce termin cursul o să încep să profesez. Ce aș fi schimbat, poate aș fi fost mult mai, nu conținută, aș fi gândit mai mult reacțiile pe care le-am avut vis-a-vis de anumite persoane din competiție.